Mergem, draga mea, la probleme mult mai serioase și mai grave. Nu, că asta n-a fost foarte serioasă. Problema asta e că aici s-a terminat cu tragedie. Da. Pe mine aici mă încurcă. Că până la urmă, o echipă de medici alcătuite, din esteticieni, din ce psihologi, o să încerce să facă tot ce pot. Dar povestea... Pornind de la poveste, că aici e, de fapt, problema, pare că e o chestiune ce ține de amor, de gelozie. Un cuplu... De psihoză? Da. Iartă-mă. Un cuplu a pățit-o extrem, extrem de rău. Au fost stropiți cu acid sulfuric. În mașină. Dar, în mașină fiind. Dar cel mai bine vă invităm să vedem, să vedeți câteva imagini. Tânăra de 29 de ani era cu iubitul ei în mașină pe o stradă din Călăraș când au fost atacați. Era ora 10 seara și abia plecasere de la ea de acasă. Fata conducea încet, spun prietenii, din pricina drumului care e în reabilitare, iar geamurile autoturismului erau deschise. La un moment dat, individul, care ar fi purtat cagulă și mănuși, li s-a ivit din senin în cale și, dintr-un borcan, ar fi aruncat pe tânărul de 24 de ani, care era pe scaunul din dreapta, acid ce se presupune că ar proveni de la baterie. Cu acid de la motor. Mașină. M-am îngrozit. Era liniște aici, dar acum am nebunit. Tânărul de 24 de ani avea arsuri teribile pe jumătate din corp, dar mai ales pe față. Ea nu era într-o stare atât de gravă, astfel că a mai avut putere să sune la 112, doar că ambulanța nu venea, iar așteptarea era dureroasă. Noroc cu un trecător care i-a urcat în propria mașină și i-a dus la urgențe. Cei de la spital s-au bâlbuit în declarații. Ce au fost aduși la Spitalul Județean de Urgență Călăraș, la UPU, cu serviciu de ambulanță, 2 pacienți. Câteva ore mai târziu, purtătorul de cuvânt al spitalului recunoștea că a făcut o confuzie. Amândoi pacienții au ajuns la UPU prin mijloace proprii. Nu au fost aduși cu ambulanța, au ajuns prin mijloace proprii la UPU. El era într-o stare gravă, a necesitat să fie intubat. Au fost agresați cu o substanță acid sulfuric. Doctorii din Călăraș s-au văzut nevoiți să solicite de urgență transferul celor doi iubiți la București. Tânăra de 29 de ani este la Bagdasar Arseni, are leziuni pe față și gât, dar e în afara pericolului. El, în schimb, e în stare critică în secția de arși de la Floreasca. Are arsuri cumplite pe față, torace și mâini. Anchetatorii au luat probe de la locul atacului, iar mostre din acid au fost trimise în laborator pentru analize detaliate. Aceasta este mașina în care se aflau cei doi. Pe partea dreaptă se observă urmele de acid, iar pe banchetă a rămas un prosop pe care cel mai probabil tânărul l-a folosit ca să se șteargă. Acolo unde a ajuns substanța, prosopul este pur și simplu găurit. Strigător la cer. Indignare, revoltă, furie, toate la un loc. Nu-mi explic. Individul, care a fost în stare de o asemenea oroare, n-a fost prins. Apropiații celor două victime spun că ar fi vorba de un bărbat care s-ar fi îndrăgostit de tânăra de 29 de ani și care l-ar fi urmărit pe iubitul ei încă de la începutul anului cu gândul de a-i face rău. Din unele înregistrări reiese că victima s-ar fi plâns unui prieten că se simte amenințat. E nebun. Și roata mea, eu aveam o roată de să desufla. Și acum am umflat-o și roata. Și după ce... am umflat-o, am găsit-o lăsată de tot. M-am dus, am schimbat cauciucul de vină, pe urmă am venit cu cauciucul nou, a doua zi era pană de tot el. Și când m-am uitat la vulcanizare, mă, le-am pus pe ea să uite, m-am uitat cu ei, era tăiată de cuțitul ăsta. Altădată spunea că l-ar fi văzut vecinul lui dând târcoale casei. Și asta la garci cu o oră și aici ăla și a fugit și nu l-a văzut, nici nu l-a prins. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor, cercetările fiind continuate pentru identificarea autorului și stabilirii situației de fapt. Anchetatorii încearcă să caute imagini de pe camerele de supraveghere din zonă să vadă dacă vreuna a surprins chipul atacatorului. De asemenea, vor audia și rudele victimelor. Deocamdată nu au un suspect pe care să-l dea în urmărire. Deci absolut îngrozitor, absolut îngrozitor. Rar am auzit ceva atât de grav și înțeleg că starea tânărului... Deci tânărul stătea în dreapta. Atacatorul da, a venit prin dreapta. El a venit în dreapta. Și atunci acidul a venit mai mult direct pe el. Direct pe el, direct a venit și pe în ea. Față. Și a venit pe și ea. Pe ea puțin. Dar până la urmă, din câte am înțeles din acest material și din informații, el era de fapt ținta. Bineînțeles că el era de la ținta. Bun început și atunci asupra lui. Ghinionul a făcut ca ei să conducă COVID sau ea să conducă cu o viteză extrem de mică pentru că drumul era prost. Dar avem ghinionul și noi un sfat. A făcut că geamurile erau coborâte. Și noi un sfat.
încercați pe cât puteți, mai ales pe străzi lăturalnice, dacă aveți vreun conflict cu cineva, dacă ridicați geamurile, că n-ai de unde să mai ales ușile. Acum, că le-am dat idei. Toată lumea preluând asta și ca să vă protejeze și să vă pună în gardă, le-a dat idei și lor. Da. Adică există o baterie de mașină peste tot. Dacă Doamne ferește, nici nu mai zi. Am zis, că s-a zis ceva de real. Tânărul a ajuns la spitalul de urgență Floreasca și tocmai pentru că este acolo, ne dorim foarte tare să vorbim cu o prietena emisiunii noastre, doamna dr. Sorina Cristea, psiholog clinician la spitalul de urgență Floreasca. Bună ziua, bine ați revenit alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Sorina, primul lucru pe care am vrea să-l știm ca să ne liniștim sau nu, este dacă o asemenea traumă se poate recupera în timp, pentru că tânărul a trecut prin ceva inimaginabil și presupun că va avea parte de consiliere pe măsură, dar dacă această traumă este de depășit vreodată în viață? De cele mai multe ori, traumele de genul acesta care lasă marcă traumatică la nivelul corpului sunt foarte greu de depășit. Marea majoritate, se știe că peste 90% dintre pacienții cu arsuri dezvoltă tulburare de stres traumatică, dar cei care nu reușesc, peste 45% dintre ei, se duc mai departe la tulburare de stres post-traumatică, cea acută este de câteva luni până la un an, dar cea în care lucrurile sunt deja depășite, în care cicatricile și, cum spuneam, aceste mărci traumatice, tot ceea ce rămâne, tot aspectul fizic care este total diferit, mai ales în situații de genul acesta când este fața, deci nici măcar nu poți să acoperi, atunci lucrurile sunt mult, mult depășite și se ajunge chiar, oamenii nu reușesc să depășească starea de depresie, se ajunge la tentative de suicid, se ajunge la tot felul de situații dramatice, din păcate, da. Dar un număr foarte mare din nefericire. Și nu poate să ajute nici familia, nu poate să ajute și societatea, coroborat, conjugat cu efortul psihologului. Sigur că acest lucru contează foarte mult. Suportul social și suportul familial este foarte, foarte binevenit și de așteptat într-o asemenea situație. Însă ceea ce trăiește persoana care trece prin traumă este dincolo de ceea ce poate el să descrie sau să poată trăi. Pentru că de foarte multe ori această traumă de arsură este una dintre cele mai agravante dintre toate traumele care pot exista. Pentru că dacă atunci când treci printr-un accident rutier, să spunem, îți rupi mână, picior sau apar alte probleme, rămâi încă integru la nivel corporal. Pe când această traumă de arsură este mutilantă cu totul și atunci sigur că lucrurile sunt, te vezi practic de fiecare dată sau rememorezi de fiecare dată ceea ce s-a întâmplat, pentru că vezi ceea ce ai pe piele. Pielea este, nu, ceea ce vedem, apropo, și domnul doctor de dinainte, este primul lucru care este la vedere și atunci sigur că asta afectează și afectează exagerat de mult calitatea vieții. Apare pe lângă durerea fizică care apare. Imaginați-vă că ei, foarte mulți dintre ei, merg la reconstrucții, la tratamente diverse, apar tot felul de ingerințe la nivel corporal, în sensul că nu își pot mobiliza anumite, rămân, cicatricile acelea sunt cumva, imobilizează mușchiul și atunci nu mai sunt niște, ca niște plăci se fac, nu știu cum să vă descriu, da, ca să vă înțelegem. Și atunci cumva practic mușchiul rămâne prins în această arsură și nu se poate dezvolta, ceea ce duce la o imobilizare practic a membrelor, a feței, paralizare, a tot ceea ce. Da. Sorina, ai apucat să intri la pacient, să-l vezi, să vorbești cu el, sau e intubat, nu se poate vorbi cu el? Da, eu sunt în fiecare zi în terapie intensivă, știu despre caz, el nu este în condiția în care să putem avea o discuție în momentul acesta. Sigur că atunci când pacienții sunt conștienți, la noi în spital beneficiază de relația asta cu mine și cu psihologul din spital, însă în momentul ăsta cu el nu se poate. Primul lucru important într-o traumă de genul ăsta și orice tip de traumă ar fi, cea care îți spune, desigur, care are experiență la nivel vital, în care ți este afectată viața, integritatea fizică, ne concentrăm întâi pe supraviețuire. Sigur. Partea asta de emoție, partea psihică, rămâne mult, mult la o parte, pentru că trebuie întâi
omul să fie în viață, ca după aceea să poți să intri cu el într-o relație în care să discuți despre emoții și despre tot ce... Lăsând la o parte faptul că psihicul nostru ce face? Blochează, creează niște mecanisme de apărare și atunci, concentrându-se pe partea asta de supraviețuire, el se concentrează pe corp și nu pe psihic și pe ceea ce se întâmplă la nivelul psihicului. El a venit sigur că pe urmă... Da. Odată ce a ieșit din pădure, cum zice englezul, altfel discutăm. Presupun că a venit însoțit. După părerea ta, familia va putea, psihologic vorbind, să-ți fie de ajutor? Sigur, întotdeauna familia este extrem de importantă și are rolul ei aici. Poftim? Ai pacientului nostru, părinții, frații, verii, cunații, au venit? Da. Sunt la spital în fiecare zi, da. Și pot să-i ajut? Pentru că, sigur, în momentul în care... Toată lumea e în șoc acum. Este, în momentul în care omul este în șoc post-traumatic, nu doar cel care trăiește trauma, ci și familia este în stare de șoc. Și atunci e foarte greu să ajungi la ei, să-i ajuți în vreun fel. Singurul lucru pe care poți să-l faci în condițiile acestea este să-i asculți. E cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci și oricare dintre noi. Nu să intervii, nu că ce putea să se întâmple sau ce ar fi putut face sau... Nu mai contează ce s-a întâmplat. Important e cum reacționăm la lucrurile care s-au întâmplat și ce putem să facem noi de aici înainte. Ei știu și colegii mei, sigur că mă solicită de câte ori este nevoie, inclusiv pentru familiile pacienților. Noi am mai trecut prin experiențe de astea cu colectivul și cu crevedirea și cu toate și de fiecare dată noi am fost acolo și am încercat să facem atâta cât s-a putut și sigur că, mai ales în condițiile astea, pacientul are nevoie de terapie la lung, pentru că, așa cum spuneam, trauma rămâne și e nevoie de mai mult decât... Mai mult decât aproximativ. Să ne gândim la un procent. Câți dintre pacienții care trec prin așa ceva se recuperează? Total. Psihic. Nu știu, dacă nu pot să dau un procent, dar unii se recuperează. Știți, pentru că, știți cum spunea Darwin, că nu supraviețuiește nici cea mai inteligentă, nici cea mai puternică specie, ci cea care se adaptează cel mai bine la schimbare. Uh-huh. Și atunci este important ca cel care este în traumă să se adapteze la condițiile pe care îi sunt date în situația respectivă. Iubita, dacă el rămâne blocat într-un... E la Bagdad, Sarsen. Păi da, am înțeles că nu e în stare gravă. Ea nu știu nimic despre cealaltă persoană implicată. N-avem relații cu, adică la modul ăsta încât să ni se povestească. Știu despre caz, dar nu încât să discutăm despre pacienții. Iubita lui era Bagdasar Arsenie, într-o stare înțeleg mai puțin gravă, dar e spitalizată în continuare. Am înțeles și eu. Îți mulțumim foarte mult, Sonia, pentru tot. Mulțumim. Și te așteptăm cu drag să vorbim și despre lucruri un pic mai liniștitoare pentru noi și pentru cei care ne privesc. Mai frumoase. Da. Mulțumim, mulțumim mult de tot. O zi frumoasă. Bine și eu. Numai bine. La revedere. La revedere. Numai bine. Doamne ferește. Doamne, tu gândește-te ferește. Că se poate întâmpla oricui, oricând, la orice oră. Că un cetățean cu care poate ai avut o relație mai de mult, e gelos pe omul cu care ești în treaba. Sau nu știu, efectiv eu am auzit cazuri nu de genul acesta, dar cazuri în care oamenii s-au răzbunat în fel și chip, da? Pentru că ai parcat pe locul lor de parcare de două ori la rând. Dar măcar nu era acolo. Mai ridicăm un geam, mai chemăm un 112. Nici la 112 n-au putut să. Motivele absolut aberante pentru care oamenii sunt capabili să facă niște gesturi. Cu alte cuvinte, doamnelor și domnilor, ochii în patru, ne întoarcem.